risc cum este pentru o fată să facă motorsport și să se dea netat pe de rallycross? Pentru o fată să facă motorsport e foarte interesant. Pot spune că mai interesant ca un băiat, deoarece, după părerea mea, ai o altă satisfacție când ești într-o competiție cu băieți și tu chiar reușești să ai ajuns la nivelul lor sau chiar să le întregi nivelul. Ai reușit să intrești pe băieții cu care ai concurat? Da, anul acesta chiar sunt lider în campionat. Și cum te-ai simțit când ai fost în fața băieților? Extraordinar, am avut un sentiment pe care nu-l pot explica. Se supără așa când văd că tu ești înaintea lor? Nu știu sigur, dar nu este imposibil să nu se supere, mai ales că o fată chiar mai mică ca ei bate. Cum te-ai apucat de acest sport? Am început la rallycross-ul în 2021. În aprilie 2021 chiar tatăl meu mi-a spus că nu vrei să mergi la un antrenament să vezi dacă îți place și chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult și am zis că de ce să nu continui. Înainte de rallycross, știai ceva despre motorsport? Da, de mică mi-a plăcut motorsportul și îmi plăcea să mă duc la competiții și să mă uit la coastă sau la raliuri. Și tatăl meu mereu a fost acolo cu mine, s-a uitat și mi-a explicat diferite lucruri despre mașini. Mergeau și părinții tăi la competiții? Da, cu mine, să se uite. Este prima mașină cu care te dai în această competiție? Nu, este a doua. Înainte am avut prima mea mașină, acum 2 ani, în primul an și jumătate din al doilea an, dar am avut nevoie de un upgrade, să zic așa, și am găsit-o pe aceasta și m-am gândit că de ce să nu aduc o emblemă feminină și să fac cu niște detalii roz. Ce dorești în rallycross? Normal, ca orice pilot îmi doresc să devin campion național, dar cel mai mult îmi doresc să am experiență și să știu pe viitor cum să conduc și cum să mă descurc. Te gândești să încerci și alte campionate din FRAS? Da, deocamdată sunt mică, am doar 14 ani, dar după ce fac 16 vreau să încerc să în campionatul de raliuri. Mi se pare foarte interesant și îmi place foarte mult. Ce spun colegele tale de la școală sau prietenele tale? Mă susțin foarte mult chiar și le place că fac ceva inedit, să zic așa, ce nu fiecare fată face. Au existat și evenimente neplăcute în timpul etapelor? Da, m-am răsturnat în primul meu an competițional, chiar la etapa de la Câmpul Lung. Din acasă? Da, cum sunt de fiecare dată la etapa de acasă, mult mai multe emoții. Și m-am răsturnat, dar am fost ok, nu a fost o răsturnare foarte urâtă, dar prima, vă dați seama, m-am speriat.